discutăm importanța, vreau să discutăm un pic și de situația fotbalului așa, pentru că e final de campionat și vedem că suntem de topogan. Nu mai avem timp cu altă ocazie. Mulțumesc că a fost Bogdan Balanișcu de la PSD. Mulțumesc și noastră. Elegantă și feminină, fii cea mai bună variantă a ta în ținutele Simoda by Simona Vasiliu. Alege calitatea în varietatea de ținute office și pentru evenimente. Alege să fii specială cu ajutorul brandului local. Stilul, croiul și modelele sunt create astfel încât să fii diferită și să atragi toate privirile, toate la un preț corect. Noua colecție este deja în magazin. Te așteptăm în Iași pe Sfântul Lazar numărul 30 sau la numărul de telefon 0758 085 132. Cuprindem în brațe când toate îmbrățișările au fost... Umărul meu ascunzându-ne moartea într-o oglindă, imaginea rupe din noi ca din pâinea proaspătă dată în sare. Filmul nedevelopat ne păstrează intacți cum am fost în timpul exercițiului de criogenie. Vinovat mă ridic să-mi aflu pedeapsa, cântecul de lebădă cheamă corbi la masă. Viața e într-o continuă schimbare. Într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Bălăuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile Telemia și Regional. Bună seara și bine v-am regăsit la Jurnalul Regional. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit astăzi după ce, în apartamentul în care se afla, s-a produs o explozie urmată de un incendiu. În urma deflagrației provocată de o baterie a unei trotinete electrice puse la încărcat, zidul exterior al acelei camere a fost pus la pământ, iar tâmplăria a rămas prinsă în copacul din fața imobilului. Din bloc s-au autoevacuat 25 de persoane, iar tânărul de 30 de ani a fost dus de ambulanță la spital cu arsuri pe membre. Incendiul a fost stins de pompieri în foarte scurt.